I-am făcut test la mandrine să văd dacă are bătaie radială. Este destul de descentrată. Asta este suportul meu pentru biții de la vite, care este cel mai drept pe care l-am găsit în piață. Am câteva diametre de holșuruburi aici. Hai să începem cu ceva mai mic, cum ar fi normal. Asta este, cred, 3 jumate cu 5, așa la ochi. Îmi trebuie un PZ2. Să vedem dacă avem aici. Vreau să o supun la teste până nu mai poate, să-i aflu unde se termină puterea ei. Acumulatorii sunt încărcați la maxim amândoi. Hai să vedem așa. Se vede ceva acolo. Începem de aici dintr-o parte. Avem treapta a doua. Hai să-i dau la treapta a doua și la ultima treaptă, la 18. Pe ăsta l-a băgat. Mai departe. Ceva un pic mai gros. Hai să vedem uite, aici să-l iau pe ăsta. Este un 5 cu 50. Tot așa la ochi. Îmi trebuie un PZ3. Hai să vedem. Încercăm să nu lungim nici clipul foarte mult. Încercăm aici. Nu mai vrea. Dau pe treapta 1. Da. Nu mai vrea nici pe 18. Mutăm pe găurire, să vedem aici. Ei, să știți că surprinzător are putere, aproape că îmi dă și mâna peste cap. Genul ăsta de șuruburi le folosesc eu la șipcă și contrașipcă la acoperiș. Intră. Mai departe, avem, hai să încerc cu ăsta, tot pe Z3, da? Avem nu știu, tot 5 cu 100. Hai să vedem și ăsta. Tot treapta 1, selecția de găurire. Interesant, l-a băgat, l-a băgat, l-a băgat. Mai aveam o negresă din asta, tot așa, cred că are vreo 100 cu 4 jumate. Hai să o bag și pe asta, dacă tot sunt aici. Un PH2, trebuia să fi băgat înainte, că n-ar nimic. Hai să încercăm aici. Pentru cine folosește genul ăsta. Trebuie să înfiretez cu o mână, cu una trebuie să țin lemnul. Dar ce are de nu vrea? Eu am PH2 aici. Hai să vedem. Albit. Poate e capul stricat. Renunț la asta că nu-mi place cum merge. Am un asta cred că are 8, 8 cu 50. Îmi trebuie un Torx T25 sau T30. Să văd dacă am aici. Ar trebui să am ceva de la Milwaukee. Hai să vedem. Dacă am vreun noroc, îl bag tot aici, că tot este. Nu mai vrea mai mult. Nu mai vrea mai mult, dar îmi dă și mâna peste cap, mișcă și lemnul. Nu l-am mai prins de lene, vă spun sincer. Ce mai am? Mai avem unul așa. Asta cred că are 200 cu 4,5 sau 5. Le iau și eu la ochi. PZ3.
bitul de pe Z3 aici. Hai să încercăm și cu ăsta. Mă chinui greu cu o mână să țin de asta și cu o mână. L-a băgat. Sper că n-a trecut prin. L-a băgat. Băi, eu sunt impresionat. L-a băgat. Ce să-ți mai dau? Îți dau ceva? Hai să-ți dau un hexagon. Am o cheie tubulară de 13. Ce bine că se potrivește, că alta nici nu am acum. Hai să încercăm așa. Mâna. Ce bună e aia pe impact. E foarte bună că nu-ți rupe mâna. Hai să vedem aici. Asta de... Dacă-l bagă și pe ăsta, eu nu știu ce să mai mă fac cu ea. Nu mai știu. Nu mai pot eu, de mână. Aproape l-a băgat. Aproape l-a băgat. Dacă aș mai insista, cu șocuri așa, l-ar băga și pe ăsta. Mai am unul cu filet până sus. Ăsta cred că are 250. 8 mm. Ia să vedem. Torxul meu trebuie ceva mai mic. Mă doare mâna. Mă doare mâna. Continuăm testul. Trebuie să văd care este limita la chinezăria asta. S-a încălzit? Nu. Foarte puțin s-a încălzit. Destul de puțin. Acum înțeleg eu pe cei care spuneau că au făcut, au găurit, au dat, au nu știu ce. Se pare că au niște motoare bunicele în ele. Se pare că au niște motoare bunicele. Hai să vedem cu ăsta. Ia uite, în loc să bag bitul de Torx, l-am lăsat pe ăla de PZ. Hai să vedem așa. Stați un pic să verific, nu cumva să dau un banc, nu. Ia să vedem așa. Și să țin eu cumva. Căzut biții pe jos. Dacă n-am fixat asta, ce să fac? Nu mai pot de mână, mă doare foarte rău mâna. Cu câtă forță trebuie să o țin, îmi dă mâna peste cap. Așa ceva n-am pomenit. N-am pomenit așa ceva. L-am băgat. Extraordinar.
Să știți că e posibil să aibă 18 volți. Nu mai pot. Nu mai înșurubez nimic, nu mai pot de mână, nu mai pot. Mi-a băgat de 4, de 5, cu 50, cu 100, cu 150, ce-a mai băgat? 200, 250. Vai. Trecem la găurit. Vedem dacă... Asta e partea proastă, că nu are niciun fel de indicator. Ai mai avea ceva curent în el? Dacă nu, îl iau pe celălalt. E un pic caldă. Aici parcă am simțit un pic de mirosul ăla specific de plastic. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte cum miroseau coperțile alea de caiete când ne cumpăra părinții pentru școală. Are un miros așa de plastic nou și cald. Să vedem dacă le pot da și afară. Ar fi bine să le pot da afară. Ah, ce frige! Să văd și pe ăsta. Uitați-vă și voi ce piroane am băgat. Mai am vreun torx? Nu mai am. Schimbăm capul. Pe Z3-ul. Le dăm afară. Asta are capul mâncat. Are capul mâncat. Așa, ce mai avem pe Z3 aici? Hai de mine. Vai de mine. Asta cred că are 35 de Nm fără discuție. Și mai am aici un PZ2. Deci fără discuție, pentru că eu am avut Bosch-ul tip pistol. Și mă cam chinuiam cu ea, ăla avea 30. Le băgam cumva la limită. PZ2, PZ2, unde ești? Hai, că ne grăbim. Nu stăm. Nu stăm. Nu stăm. Unde ești? Uite, am dat de un bit vite, PZ2, preferații mei. Vite, preferații mei pentru biți normali. Ce mai avem acolo? Băgăm cheia. Așa. Scoatem, trecem să dăm și câteva găuri. Dacă mai vrei acumulatorul, dacă nu trecem la celălalt. Opa, ușor. Dar să știți că în mod normal nu m-aș chinui așa. Mașina cu impact este sfântă, sfântă, sfântă. Îți rupe mâna, îți rupe... N-ai cum să lucrezi așa, te duci acasă mort. Dacă ai nevoie să... Bine, oricum ți-ai lua una mult mai mare, mai puternică, nu te-ai complica cu așa ceva. Asta se descurcă foarte bine la... Dacă ai ceva de genul ăsta. Nu trebuie mai mare. Altfel, e chin. Ce-am zis? Hai să găurim ceva. Nu știu. Am un burghiu de la Bosch. E de 15. Ca să nu mai mă încurc cu cele mici. Trebuie să intre coada, că a zis că e de 10. Dacă nu intră, înseamnă că nu e de 10. Intră. Bun. Îi dăm pe treapta a doua. Ia să vedem. Schimb și unghiul la cameră. Op! Unde să-i dăm, că nici nu mai știu unde, uitați ce aici. Lemnul meu de sacrificiu, am tot testat pe el, am tot... Hai aici, undeva.
S-o fi dus acumulatorul. Schimbăm acumulatorul, că poate nu mai are forță. Având în vedere că am înșurubat atâta cu el, acele grele, l-am forțat, poate s-o fi descărcat. Hai să vedem așa. New battery. Ia. Altfel înseamnă că nu e de la acumulator. Da, nu e. Dar ce are vreun fel de protecție? Asta ar mai lipsi. Să mai aibă și protecție. Da. Poate nu poate, mă. Deci pe treapta a doua, găurire. Dă-o masa. A găurit, dar cu chin, cu chin. Se comportă de parcă ar avea vreo protecție. Dar nu cred eu că are asta protecție. Pur și simplu, ceva o avea acolo care detectează, pentru că nu se oprește încet, să zicem că n-ar avea putere, se oprește brusc, acum, sau poate pur și simplu e prea mare ăsta. Ei, dar eu cum mai desfac mandrina acum? Mai am o freză de 20 Makita, încercăm și cu ea? Hai să încercăm. Am zis că o omor, o omor. O testăm, vedem. Cu ale mele de la Makita nu mi-aș... Ei, dar nu mai strânge. Nu mai strânge. Nu mai vrea. Trebuie să țin de ăsta de aici. Ah, nu mai are autolocul, s-a dus autolocul, ce s-a întâmplat. Parcă avea, nu? Când am dat drumul la filmare, avea autoloc. S-a stricat autolocul. S-a încins un pic, dar nu cine știe ce. Hai să vedem aici. Dacă vrea. Cred că am dat într-o negresă de la astea de aici. Mai stric și freza. Stric freza. Da. Da. Am tocit un pic freza. Mai taie? Mai taie ceva freza? Nu mai strânge mandrina. Mai strânge mandrinuța. De fapt, nu că nu mai strânge mandrinuța. Nu mai se învârte mandrinuța. Ha, ha. Băi, băiatule, e între trepte sau care-i faci? Da, ia. Aia, era între trepte, mă. Nu prinde aici pe doi. Ai, ce ură miroase lemnul ăsta, Doamne. Iese fum din... Băi, ce ură miroase.
Acum s-a încins, s-a încălzit. Dar freza cred că am stricat-o. Am dat, am iverit într-o negresă. Miroase urât. Cred că ajunge și cu freza. Vreau să-mi rămână un pic de viață în ea, să dau și într-un fier. Dăm și în fier. Hai să dăm și în fier. Am un burghiu de la Bosch de 5 mm. Îl folosim pe ăsta, că tot l-am mai folosit eu recent și măcar să-l tocesc. Autolocul la mandrină s-a dus. Deci acum ca să strâng burghiul sau prelungitorul pentru biți, trebuie să țin de această parte fixă și să strâng. Este foarte mică și strâng foarte greu. Mandrina nu mai s-a dus. Hai să vedem în fier. N-ar trebui să fie problema. Dar ca să o facem și pe asta. Nici prea mult spray de la de firetat nu e bun, că uite, nu facilitează deloc dacă e mult găurirea. Găurește, adică câtă vreme mandrina se învârte și are forță să învârte un spiral de ăsta, nu văd de ce nu. Greu la deal, cu boii mici, găurește. Ce să-i mai fac? Ce teste mai vreți să-i mai fac? Ce să-i mai fac? Am înșurubat, am găurit în lemn, am dat gaură în fier. În ce vreți să mai dau? Ce vreți să-i mai fac? Am filmat 45 de minute, o să împart clipul ăsta să văd cum îl împart. Ce vreți să-i mai fac? E caldă, n-am cum să vă arăt cât este de caldă, dar e caldă. Hai să vedem la acumulatori, vreți să ne uităm la acumulatori? Cum sunt înăuntru, ce au?